Bună ziua! Bună ziua! Doamna Liuba Covălciuc, da? Asta Valentin Borodai de la Curaj TV. La noi s-a adresat o doamnă cu o plângere, că matale nu ajutați, nu dați, dar care vrea ca să primească de la asistența socială ceva, trebuie să vă dea 200 de lei. E corect? Asta e drept? Cum să mă dea 200 de lei? Adică care și se adresează la dumneavoastră, apoi întâi vă dă 200 de lei, pe urmă îi dați ajutor. Prima dată, doamnă, lasă-vă scrie plângere spre mine, dar eu n-am avut, prima dată vă aud, eu nu știu cine. Eu și la nimeni nu cer, Fost nu, așa caz 20 că de lei. și zahăr acolo trebuie să primească și i-ați spus că prea îmbrăcățâ că ești și du-te la tăie baptiști și Doamne să ferește, da. nu, eu nu sunt femeie de asta și nu. Da, dar mă interesează totuși Ana Grimovici, o cunoașteți doar, care Da, are doi o copii cunosc, și, da. da, dumneei s-a plâns, nu-i mare secret, Da. dar spune că nu-i nicio atenție din partea asistenței sociale, asta cuvinte a spus, numai dumneavoastră vrați bani de la toți, câte 200 de lei, nu vă Nu, pare eu ceva? asta niciodată la nimeni am cerut, la nimeni. Nici nu, măcar nici n-am o dată să spun ceva, doamne, deci noi nici nu avem. Fiindcă, doamna, asta e tăi, eu beneficiat de ajutor social, acum nu are un concubin, trăiești cu un bărbat și eu am cerut ca și el, fiindcă la noi așa, după regulament lucrăm. Da, Se dar vă sprijin și... pare că asta e după lege, dacă are cineva un concubin, Da, păi da. trebuie să Da, ajute? numai decât concubinul trebuie să ne prezinte unde lucrează statutul ăsta, concubinului. Da, dar el, la dumneavoastră, nu e înregistrat, nu ce fel de concubin. Și eu Da, pot el să... nu are importanță să trăiești împreună cu persoana dată. Haideți să că eu numai ce la sângerii și s-o obosit să înghețată pe drum. Dacă vede ceva mai... Lasă, scrie, plângi, lasă, fie, eu nu să... Da, este adresat la noi, de ce o să publicăm totuși interviul acesta? Să vedem Eu care nu la până la nimeni, urmă. eu la nimeni nu am cerut și în sat, faceți și un sondaj, dacă puteți în sat să întrebați la cine am cerut eu și 200 lei. Eu nu sunt împotrivă, că eu, la nimeni nu cer o copiică. Da, dar Că după totuși de lege noi ce nu avem drept și nu avem... Și asta e tot. Nu? dumneavoastră Doamnă, trebuie să-i ajutați lasă vin măcar la pe primar, ceva? lasă vin aici și las primarul să mă chem. Eu nu... Hai la revedere, o zi bună și eu mă grăbim, mă sunt înghețată mâna, nu pot ține. Bună ziua! Bună ziua! Am nevoie de domnul Alexandru. Asta Valentin Borodachi de la Curaj TV. La noi s-a adresat o doamnă cu o plângere Anume? pe dumneavoastră și pe doamna Liuba Covalciuc. De Da? doamna Liuba deja am vorbit cu dumneiei. Se plânge că de la fiecare care se adresează cu cereri de ajutor, ceva la asistența socială cere câte 200 de lei. Doamne ferește. Pe urmă, ei, nu puteți să zice, doar nu știți, am în vedere că... Eu nu vreau să cred fiecărui acuzații, pe motiv că eu pe doamna Liuba o cunosc și într-un fel oarecare noi subiectul ăsta îl vorbim în primărie de cum sunt eu în funcție. Căci nici o persoană nici nu aud, nici prin gând să nu le dă, să fie cumva condiționată sau cumva să fie favorizată din punct de vedere, nu știu de care, material, financiar sau nu știu ce, în urma altor beneficii. Deci eu nici nu vreau să mă gândesc la mine în primărie astfel de lucruri să petrec. Eu am auzit odată o acuzație de genul ăsta. O secundă. Am urcat în mașină. Deci eu am auzit odată o astfel de acuzație. Au fost invitați lucrătorii. Am avut un dialog destul de, să zic, nu știu cum să-i spun. Doamna mi se jură pe ce doriți și chiar aș fi vrut să aflu dacă este veridică informația, să are niște probe sau să-mi confirme în față. Problema că nu vine niciodată să-mi spui că, uite, mi-a cerut. Am zis, dați-mi o oricare persoană care a solicitat un certificat sau un ajutor și a fost condiționată că până nu-i achită nu știu ce sau alte beneficii, vor fi eliberate actele. Deci eu exclud
Sunt oameni diferiți care nu se încadrează în cerințele legale, care nu pot justifica veniturile sau nu știu ce, și scriu, mă rog, asta e dreptul să se pronunțe, dar pentru astfel de acuzații eu cred că ei trebuie trași la răspundere sau cel puțin să pui niște probe. Da, bine, cu asta m-am lămurit. Cu o două, asta pe dumneavoastră să plânge, fiindcă da. Eu vă spun, cine e Ana Grimovici? Așa. Spune că dumneai de câte ori să duci să o ajutați, ceri ajutor, dumneavoastră îi spuneți că ești așa frumoasă, îmbrăcată, du-te... Eu i-am spus. Da, du-te la baptiști, ceri, du-te acolo. Știți dumneavoastră că iară și un copil și a doilea bolnav. Și doamna Luba Covalciuc a spus că ajutor poate primi, dar fiindcă are amant, atunci după lege nu poate primi. Oare vi se pare că asta e corect? Eu mai spun o dată, eu cunosc pe doamna Ana Grimovici, sub asigur cu cea mai mare responsabilitate care este și care poate fi, și declar în fața cui doriți, și numai nu în fața ei, că ea cu astfel de aberații s-a, cred că s-a purtat mai urât decât ar fi putut să aibă un comportament. Eu nu, niciodată nu am discutat astfel. Dumnezeu spune că dumneavoastră nu vă poate găsi niciodată, chiar și noi acum ne-am convins că la primărie secretara pre-brutală nu a vrut telefonul să dea, arunca receptorul de câte ori. Nu, haideți invers, dacă fiecare persoană se prezintă la numai la telefon și mi spune, nu știu, eu nu sunt chiar sigur că dumneavoastră sunteți cel care vorbiți, căci noi am fost telefonați din persoane care sunt la penitenciar, se prezintă ca juriști, avocați, chestii care te mai... Și nu pot eu să zic la de fiecare dată la telefon, vorbim cu cel care se prezintă sau cu cel care se stă în spate. Dumnezeu să mai plânge că dumneavoastră niciodată nu stați în primărie, numai în magazin, în bar, biliard, acolo ce aveți, și nu mai e că cărați lemn și impuneți lumea că să cumpere câte 900-950 de lei, drept? Deci eu nu impun pe nimeni și nu am treabă că să duc cineva să procure. Eu sunt fondator la o întreprindere în teritoriu. Este astfel de... Dar e un agent economic care activează. Da, dar tot lucrează. Și în timpul lucrului trebuie să stați la serviciu. Dar eu și acum sunt în Sângerie, am avut un seminar... unde a fost în cadrul incubatorilor de afaceri și acum sunt în Sângerie, numai ce am ieșit de la statistică. Adică eu dau dare de seamă în față de cetățean, dar asta nu înseamnă că câte ori vine doamna Grimovici, eu trebuie să stau, am ore de primire, lunea și vinerea, de la 8 până la 12, și nu are decât să prezinte atunci când sunt orele de primire. Căci nu este nicăieri indicat că ea să vie mâine sau să mă anunțe că haideți eu mâine am nevoie de o audiență și eu să o aștept. Dacă este necesar, pot să vin și acasă, că nu sunt mare boier. Da, dumneavoastră a spus că chiar veniți acasă, dar mai mult dacă, o ajutați acolo. Dacă credeți mai mult pe dumneavoastră decât alte persoane, atunci eu ce pot să vă zic? Nu, noi nu credem. Noi pur și simplu vrem să aflăm... Dar eu îmi fac concluzii deja, cum dumneavoastră vă pronunțați. Eu am drept să-mi fac concluziile date. Eu mă... Spun ceea ce mi-a spus doamna, eu nu țin cu nimeni, nici cu dumneavoastră, nici cu... E spune așa cuvinte, că dumneavoastră deseori veniți, dar nu ajutați cu nimic. Dar la este o persoană acolo alături undeva, nu lucrează nicăieri, în tot seara vin treaba ei, cum spune, bărbați, și dumneavoastră totdeauna pe doamna ce o ajutați. Prin ce se manifestă ajutorul față de doamna? Eu nu știu despre cine vorbește. Și în ce domeniu cere ajutor e de la primărie și care ar fi competența primăriei să ajute doamna Grimovici? Ne-au trimis fotografii acolo mai multe și prin asta ne convingem că se plânge. Deci uitați-vă cât costă un rulon de tole, așa zis. Asta, dar eu cer ajutor și nu mi-ajută nimic, nici cu... Știți situația ei, casa descoperită acolo, așa după spusele dumneei. Primăria chiar nu vrea să ajute nimic, că a spus că de câte ori, 5 ani în urmă încă, a fost și a cerut și zahăr și de atunci numai nu-i se dă, că du-te la tâie la baptiști,
tu ești frumoasă, du-te, ești îmbrăcată și așa mai departe. Cum vă numiți dumneavoastră? Valentin Borodachi. Domn Valentin. Da. Deci, eu am o leacă de studii și am o leacă de cultură și cât de simpatic sau mai puțin simpatic sau cum nu ar fi persoana, eu nu am să-mi permit să-i spun în față sau să mă expun pe părerea fiecărui persoane. Eu am fost educat în altă sferă și în alt domeniu decât se crede sau cum se vede doamna Ana. Deci eu nu-mi permit să mă cobor la nivelul aprecierilor fizice, căci noi avem o funcție care ne întâlnim cu diferite categorii de oameni, cu dizabilități, cu dificultăți și verbale și fizice. Și de ce este amoral că eu să-mi permit să zic ceva de caracteristicile fizice sau altele. Da, vă înțeleg. Ce e legat, ce e legat de ajutor? Dacă doamna măcar odată depunea vreo cerere în formă scrisă, către Consiliul Local, care este competent de a atribui resurse financiare sau altfel de resurse, se discuta cererea în felul scris de legislație. Dacă doamna face aberații, că eu știu și dumneavoastră nu trebuie să mă întrebați pe mine cât este lemnul la întreprinderea care este în teritoriu. Eu nici nu v-am întrebat. Păi ați întrebat, dacă dumneavoastră acum faceți înregistrare, de eu sunt sigur dumneavoastră înregistrați unicum. Nu v-am întrebat, eu am spus că cuvintele domniei cu cât să vinde și îmi puneți. Ați spus că așa este, zic, da, acolo este așa întreprindere și eu nici nu neg faptul, da, eu acolo sunt fondator. Sunt fondator acolo, foarte bine. Numai că eu nu stau atâta, succes. Cum spune doamna, că stau acolo sau nu sunt. Eu declarațiile le fac și în toate declarațiile care sunt, eu m-am declarat că sunt, nu proprietar, dar sunt fondator la întreprindere. Până în 2011, de a fi în funcție, am fost administrator și director. Acum, conform legislației, sunt funcții incompatibile și eu asta nu ne permit. Bine, vă cred. Uitați-vă. Ce aveți în vedere, nu se dă? Doamna, vreți să-l înregistreze în casă? Știți cum se procedează înregistrarea unei persoane? Da, v-ați interesat vreodată? Cum spune o persoană la evidență într-o localitate sau într-un bun imobil? Da, dar dacă domnei dorește și trăiește în satul acesta și dorește să-l înregistreze în casă? Eu vă întreb pe dumneavoastră, domnul Valentin, dumneavoastră v-ați dat întrebarea cum spune acum la evidență o persoană? Asta nu-i cum vinea înainte cu buletinul la primărie, și primarul sau secretarul i-a picat ștampila și îi pune că uite da, el la se începe de la primărie. Se începe de la dorința persoanei. Persoana care este proprietar de bunul imobil depune o declarație, se extrage extrasul din registrul bunurilor imobile că este proprietar pe un bun imobil, se deplasează la centrul raional, la secția de pașapoarte, acolo cu actele, le depune la secția de pașapoarte. Eu asta știu. Și primăria primește notificare, precum că în Cubolta sau în altă localitate, persoana s-a pus la evidență. Domnul care Alexandru, este atribuția mea față de dorința ei? Un an trăiește omul ăsta în casă străină, să luăm din altă parte. Poliția așa nu poate pune la evidență acolo. Asta de ce e problema trăiește? Ei, domnule, ce am eu cu asta dacă ea nu poate? Ei trebuie să vie să facă declarații și propria răspundere, să se ducă la oficiu, la agenția de servicii publice. Eu cu asta ce am? Eu îi dau extras din bunurile imobile, extras din registrul bunurilor imobile, că poate dumneavoastră nu știe cum să comporte acolo, cum să scrie, cum pot cineva păi ajută. Poate că la dumneavoastră a ajuns, înseamnă că știe cum se comporte și cum să scrie, că nu trebuie nimic să scrie, trebuie numai să vii să dorească, să vii cu buletinul și să spui cu ce vreau. Și dacă e vrea, înseamnă că noi îi dăm declarație, eu completează pe propria răspundere și îi dăm certificat că are bun imobil. Și basta, care e problema noastră? Bine, totuși aș dori ca ceva să o ajutați pe domnei, vedeți starea. Dumneavoastră puteți doriți și mai mult. Și eu doresc foarte mult să-i ajut. Dar în limita competenței administrației publice locale și limita competenței, să zic, atribuțiilor de serviciu a primarului, eu fac maximum posibil. Dar asta nu înseamnă că doamna trebuie să stea la telefon și să se scrie diferite prostologii care le vine în cap. Domnul a zis că a bătut deja la toate ușile. Ce au putut să-i dea de la baptiști, i-au dat. Deci că nu poți
cer una și una și aceeași. Dar nu are nimic, bă, pește cu administrația locală. Eu pot să vă spun mai mult, că localitatea cu Bolta are 300 de persoane care sunt invalizi. Eu nu vorbesc de săraci, dar 300 de persoane, în jur la 300 de persoane cu dizabilități, care sunt la grupă. Credeți că dumnealor nu au nevoie de ajutor? Oare mai bine trăiesc? Oare toată țara mai bine trăiește? Nu este chiar așa de simplu traiul în localități. Eu înțeleg unii dumneavoastră bați. Dar vreau să spun că persoana dată nu a accesat, dar nu a întreprins pași care trebuie să-i facă. E ușor să stai la telefon și să urmărești pe alți care își cum trăiesc. Da, câteodată știți primarul, cum s-ar spune rusește, cere znemagu, doar copiii ce e tot vor mâncare și doar femeie nu se duce să îmble, cum spune noi, femeie ușoară, dar din contră mă uit că îmblă la adunare, la baptiște, mai degrabă s-aș dus la cum stau lumea în drum, știți cum, nu mai zic ce persoane. Dar fiindcă îmbrăcat frumoșic, nu cred că ar trebui dat într-o parte, fiindcă nu mai îmbrăcat. Dar de unde știți că e îmbrăcat frumoșic? Noi am văzut și după fotografii până vorbi cu dumneavoastră. Mai degrabă dumneavoastră spuneți că e îmbrăcat frumoșic decât să-mi spui că eu am zis cuvintele astea. Da, noi o să publicăm aceeași și ați auzit cum dumneavoastră spune, că dumneavoastră îi spuneți că frumoșic. Cum ea spune că eu spun? Da, da. Păi bun, dar pentru răspândire de informații false dumneavoastră, cum credeți? Eu trebuie să atac în judecată? Oare să vă atac pe dumneavoastră publicați cuvinte care nu sunt demonstrate, probate? Dumnezeu o să răspundă pentru așa păi, dar ce să nu răspundem să iei de dumneavoastră? Adică dar eu acum să fac o declarație, revin imediat în telefonul acesta și fac toată lumea m-a făcut pe mine cu cuvinte nu chiar bune. Noastre dați asta publicării, ca mâine, poi mâine să ne tragem pe urmă de cap să vedem dacă este justificată informația. Pur și simplu, domnii ne-au spus așa asta, noi trebuie să reacționăm la orice plângere. Nu aveți decât să reacționați în cadrul legal. Sesizați organele de ordine, sesizați organele competente, că după asta, dacă undeva s-a făcut, să zic eu, abuzuri, sau undeva s-a încălcat legislația, sau undeva poate administrația locală nu și-a făcut treaba, atunci păi da curs oricărui sesizări și oricărui instanță. Căci nu sunteți dumneavoastră de competență de a judeca. Căci pentru asta sunt instanțele competente. De ce v-am sunat? Fiindcă nu, am avut o părere, cei ce am ascultat pe dumneavoastră, da. De ce v-am sunat ca să vedem părerea dumneavoastră? Totdeauna eu se cere de la Duhul. Eu nu am nimic împotriva dumneavoastră, împotriva dumneavoastră. Pur și simplu, vedem. Noi nu vorbim împotriva ei. Doamne ferește, nimeni nu este împotriva ei. Eu vă mai spun o dată. Doamna niciodată nu s-a adresat în mod oficial. Să-mi spui, dar e în general cu mine referitor la ajutor, dacă a zis vreodată, dacă a zis vreodată ceva, poate cu doamna Luba ești s-a mai adresat la ajutor social, la ajutor material, poate la solicitarea compensației pe căldură, poate că. Dar dacă doamna Luba și este destul de competentă doamna, și vedeți că o acuză că a mai luat încă și cere câte 200 de lei de la fiecare persoană, eu chiar rămân indignat. Eu chiar rămân indignat pentru astfel de... Că aici nu merge vorba că doamna vorbește greșit. Merge vorba că doamna acuză, unii se pune pe canou... Bine, domn primar, nu vreau ca să ne repetăm. Nu vreau să ne repetăm, vă mulțumesc de interviu. Cred că nu vă supărați că o să publicăm asta, pur și simplu... Da, noi trebuie faceți cum doriți, dar eu vă zic că ceea ce se discută este mai puțin real decât ceea ce dumneavoastră... Lucrurile reale stau altfel decât v-au explicat doamna pe trei fotografii de Facebook, oare de nu știu ce. Dar mă rog, este de dreptul dumneavoastră să considerați să faceți cum doriți. Eu nu vă pot eu aș dori, dacă doamna o spui cereri la Consiliu, dacă aveți în sat, că nu știu, e mic satul, totuși ceva vă rugăm să o ajutați. Cât dar de puțin? Nu trebuie să mă rugați. Pentru asta sunt obligațiunile Consiliului Local. Căci nu merge vorba de rugă, merge vorba de atribuții, de execuție atribuțiilor concrete. Bine, vă mulțumim. Dar nu este bine deloc. Nu este deloc bine.
12 часов. Да, вот забона.